Hello, hello! Bine ai venit sau revenit pe canalul meu de YouTube. În acest video ți-am pregătit etalarea de tarot zilnică pentru miercuri 2 iunie. Hai să vedem pentru ziua de miercuri 2 iunie, zi în care planeta Venus trece în semnul zodiacal al racului, ce mesaje putem să scoatem de la cărțile de tarot pentru această zi pe partea de dragoste, sănătate și bani, carieră, situație financiară. În primul rând aici pe partea de dragoste avem șaptele de monede, o carte care ne vorbește despre importanța răbdării. Aici, oricât de mult v-ați dori, nu puteți să urgentați anumite lucruri, nu puteți să obligați cealaltă persoană să acționeze, să gândească, să simtă așa cum vreți voi. Aici lucrurile trebuie să se desfășoare într-un mod natural și să aveți răbdare pentru că momentul o să vină, dar nu o să vină astăzi. Hai să clarificăm acest șapte de monede, cum se aplică atât pentru cei singuri, cât și pentru cei care sunteți deja în relații de lungă durată, ce trebuie să învățați de la această carte pe partea de dragoste. 4 de cupe, Marea Preoteasă, 8-ul de monede. Ok. Aici această combinație de cărți ne transmite că nu este suficient să ne dorim ca anumite lucruri să se întâmple în relația noastră, că relațiile ideale nu vin fără efort, nu o să vă ofere nimeni pe tavă partenerul perfect, relația perfectă, dragostea ca în povești, că realitatea este de fapt mult mai complexă și conține mai multe straturi pe care trebuie să le explorați și că pentru a avea relația pe care vă doriți trebuie să munciți. Pentru cei singuri, dacă vreți să atrageți în viața voastră partenerul ideal, trebuie să începeți prin a munci asupra voastră. Asigurați-vă că voi deveniți partenerul ideal pentru imaginea idealizată pe care o aveți voi în mintea voastră. Pentru că degeaba vreți voi să fiți doar cu o persoană care îndeplinește calitățile X, Y și Z, pentru că dacă această persoană care îndeplinește acele calități când vă cunoaște, când vă vede, nu își dorește să fie cu voi, tot degeaba. Da? Aici începeți prin a lucra asupra voastră, prin a vă îmbunătăți pe voi, prin a vă asigura că voi aveți acele calități complementare cu partenerul sau partenera ideală din mintea voastră. Pentru cei care sunteți deja într-o relație de lungă durată, această combinație de cărți vrea să vă transmită următorul mesaj. Doar pentru că v-ați cucerit partenerul sau partenera, doar pentru că sunteți într-o relație, nu înseamnă că puteți să nu mai depuneți efort. Nu înseamnă că puteți să stagnați, să nu mai creșteți, să nu mai evoluați. Pentru că dacă vă opriți din muncă, riscați ca partenerul sau partenera voastră să evolueze fără voi. Și la un moment dat să se creeze între voi o gaură atât de mare încât să nu mai puteți acoperi și să se ajungă la destrămarea relației. Aici, dacă vă doriți ca această relație să funcționeze, trebuie să depuneți efort constant, atât asupra voastră, cât și asupra uniunii dintre voi. Decizia este a voastră. Pe partea de sănătate, avem aici o arcană majoră foarte frumoasă, este vorba de justiția. Cartea care în tarot reprezintă zodia balanței și care ne vorbește despre nevoia de echilibru. Hai să clarificăm puțin această carte, să scoatem niște mesaje suplimentare pe partea de sănătate pentru această zi de 2 iunie. La ce se referă această justiție, ce vrea să vă transmită această carte pe partea de sănătate. 5-ul de monede, cavalerul de cupe, diavolul. Ok, aici pe partea de sănătate, mai ales pentru cei care aveți niște probleme mari de sănătate, văd că nu aveți motive să vă întristați, nu aveți motive să fiți negativiști, pentru că
mai există câteva tratamente, câteva opțiuni pe care încă nu le-ați investigat. Încă nu ați apelat la medicul, la terapeutul sau la specialistul care vă poate ajuta. Dacă aveți o problemă foarte gravă de sănătate, aici cu 5-ul de monede e important să vă uitați atent în jurul vostru, pentru că ajutorul este mai aproape decât vă așteptați. Și dacă simțiți nevoia de a cere o a doua opinie, de a întreba și un alt specialist, de a consulta și un alt specialist, nu ezitați să faceți acest lucru. Pentru că atunci când ajungeți la medicul, la terapeutul, la tratamentul ideal pentru voi, cavalerul de cupe ne arată că lucrurile o să se miște cu foarte mare rapiditate. Odată ce o să fiți puși pe tratamentul corect, rezultatele o să se vadă foarte rapid în organismul vostru. Dar aici diavolul ne vorbește despre nevoia de a face alegerile corecte. Și cu această combinație de cărți, cum faceți alegerile corecte? Dacă vă ascultați intuiția, dacă îmbinați raționamentul cu emoțiile și dacă nu vă dați bătuți la primul obstacol. În această situație, opțiunile nu sunt inamicul vostru. Dimpotrivă, cu cât întrebați mai mulți medici, cu cât întrebați mai mulți specialiști și aveți mai multe opțiuni, o să puteți să vă faceți o imagine mai completă asupra acestei situații, o să puteți să luați decizia informată și corectă pentru situația voastră particulară. Lucrurile pot să iasă foarte bine aici, dar trebuie să aveți încredere în voi înșivă și trebuie să găsiți acel medic, acel terapeut, acel specialist în care să aveți încredere. Pentru partea de afaceri, bani și carieră, aici avem pajul de săbii. O energie foarte activă, foarte vorbăriață. Fiți atenți pentru că aici s-ar putea la o țigară să auziți colegii spunând anumite lucruri și să vi se aprindă un beculeț în minte. Aici cu pajul de săbii, bârfele circulă cu foarte mare viteză și de acolo s-ar putea să aflați lucruri interesante de care să vă folosiți în cariera voastră pentru a evolua. Hai să vedem cum se aplică acest paj de săbii pe partea de afaceri, bani și carieră, cum puteți să profitați de toate aceste informații care circulă cu foarte mare rapiditate, de niște frânturi de cuvinte, de niște frânturi de informații pe care le auziți pe aici și acolo, cum le puteți pune la oaltă ca un puzzle, astfel încât să luați deciziile cele mai bune în aspectele financiare. Roata norocului, regina de cupe, nouăle de săbii. Bun, aici văd pentru o parte dintre voi că o să auziți niște bârfe, s-ar putea să fie niște lucruri referitoare la voi înșivă, pe care dacă le luați personal ca această regină de cupe, dacă le puneți la inimă, o să vă creeze foarte multe neplăceri și foarte multă durere. Dar dacă reușiți să vă detașați emoțional de aceste lucruri pe care le auziți, dacă reușiți să adoptați energia pajului de cupe, care e mult mai rece și mai rațional și care zice, aha, ok, măcar acum știu exact ce părere are Xulescu despre mine și pot să iau niște decizii rece, raționale, calculate, puteți să beneficiați de aceste lucruri pe care le auziți, de aceste bârfe pe care le auziți, astfel încât să vă scăpați de niște oameni toxici din viața voastră, de niște oameni care vă țineau în spate și care vă blocau aici norocul. Cheia este să nu puneți lucrurile la suflet, pentru că atunci o să vă creați singuri probleme, durere și coșmaruri, ci să adoptați energia mai rece și mai calculată a pajului de săbii, care își pune interesul său deasupra emoțiilor, deasupra sentimentelor și care îi mulțumește universului atunci când îi arată exact care sunt oamenii toxici din viața sa. Aici s-ar putea pentru o parte dintre voi să trebuiască să tăiați niște legături, să renunțați la niște prietenii false,
nu văd motiv de îngrijorare, nu văd motiv de tristețe, pentru că oricum acești oameni erau niște oameni falși, erau niște oameni care vă blocau aici norocul. Dacă reușiți să vă detașați de aceste energii toxice, vă deblocați roata norocului și cu această combinație de cărți puteți să beneficiați de tranzitul lui Jupiter în Pești de acum până la finalul verii pentru a aduce foarte multă abundență în viața voastră. Și n-are rost să vărsați lacrimi pentru niște oameni care nu merită. Uitați-vă înainte pentru că viitorul vostru este mult prea luminos. Și înainte să finalizăm această etalare, vreau să scot și un mesaj de la aceste carduri de înțelepciune, de la aceste cărți oracol pentru ziua de miercuri 2 iunie. Hai să vedem ce mesaje suplimentare putem să scoatem de la aceste cărți pentru toată lumea, pentru miercuri. Toate transformările mele sunt ușor de făcut. Pentru a-mi schimba viața la exterior, trebuie să mă schimb în interior. În clipa în care sunt dispus să mă schimb, este uimitor cum Universul începe să mă ajute. El îmi aduce ce îmi este necesar. Un mesaj foarte frumos care vă îndeamnă să aveți încredere în planul divin pentru voi și să conlucrați cu Universul pentru a atrage și a manifesta în viața voastră cele mai frumoase lucruri pe care vi le doriți. Vă mulțumesc că ați stat cu mine până la final, ne vedem și mâine. Pa, pa!